realizate la ședința ordinară a Consiliului Local din 16 aprilie 2019, ședința realizată ca urmare a solicitării Companiei Naționale de Investiții a prezării ambasamentului pentru obiectivul bazei de not, ca urmare a modificării termenului obiectivului de investiții și în vederea demarării achiziției de lucrări prin contractele achiziții. Pentru aceasta dau cuvântul domnului președinte pentru a prezenta ordinea de zi. Vă mulțumesc. Bazin de not olimpic în strada Deceva numărul 1, municipiul Vaslui, județul Vaslui, este necesară transmiterea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții, CNISA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării acestuia. În acest scop, terenul, mai sus menționat, a fost supus procedurilor de intabulare a proprietății publice a unității administrative teritoriale a municipiului Vaslui, fiind înscris numărul cadastral 82.050 în cartea funciară numărul 82.050 a municipiului Vaslui, are o suprafață totală de 10.311 metri pătrați. Având în vedere faptul că pe acest teren se regăsesc cele două bazine amenajate cu o destinație de ștrand, fiind de mai mulți ani și nefăcând parte din proiect, cum ai spus amintit, propunem eliberarea amplasamentului prin desființarea acestora. Construcțiile sunt identificate cadastral în scrita anexa prezentului proiect de hotărâre. În urma celor expuse dumneavoastră și a proiectului de hotărâre, sunt cu atenție. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnul inginer. Dacă nu dumneavoastră la acest punct, standard de bazin la nivel național. Acel proiect era valabil
a fost făcută în anul 2009, nu mai corespundea în 2019, nici valori nu mai corespundeau absolut nimic. De aceea s-a mers pe o temă de proiectare cerută de noi, prin care am solicitat mai multe obiective pe care să le cuprindă întreg ansamblu bazinului. În urma acelei analize și în acord cu prevederile Federației Internaționale de Natație, s-a stabilit un proiect care urmează să fie scos la licitație. Un caiet de sarcini pentru un proiect. Acum bazinul nu va fi doar de polo, va fi un bazin olimpic de not, cu standarde acreditate de FINA, Federația Internațională de Natație și de Federația Română de Natație. Vor fi trei bazine de antrenament, bazinul olimpic și un bazin pentru începători, pentru copii. Și va fi cu toate dotările necesare, cu sală de fitness, sau de tot ceea ce trebuie să cuprindă un astfel de obiectiv. S-au urmărit minusurile de la celelalte bazine din țară, adică lucruri care nu s-au prevăzut la alte bazine și care au fost identificate pe parcursul urmării, au fost adăugate și fiecare, ca proiectul final să fie unul complet și util pentru toate cerințele. În plus, acel bazin de un not este prevăzut și cu separatoare și porți pentru polo, adică dimensiunea lui va fi de 50 de metri lungime, 25 lățime. Pentru polo este altă dimensiune mai mică și se pun niște separatoare, plutitoare, cu porțile care la fel cuprins la nimeni mai. Bacău mai are, dar Bacău are cu tot cu rampă de sărituri, are și cu sărituri la, nu știu câți metri, 9 metri, 10 metri, la Trabulin. Da. Da. Nu avem de să știm cele care au fost date, adică care au avut ordinul de execuție în 2009, s-au terminat în 2013, au fost 2014, în funcție de constructor pe care l-au avut. Noi deocamdată am pus, deocamdată Compania Națională de Investiții scoate la proiectare, durata proiectării este de 45 de zile trecută caietul de sarcini. După proiectare, noi nu avem vizionare de La nivelul țării au fost trei tipuri de bazin. Bazin mic care s-a făcut în comune, orașe sub 50.000 de locuitori, tipul de cum este la Focșani și bazin olimpic cum este cel de la Dinamo, care este acreditat. Este unul la Dinamo. Și Bacău e acreditată, dar pe alte sporturi de la Brăzie. Deci sporturi, nu? Să recurs? Noi sperăm să fie un obiectiv foarte bun. Este o suprafață destul de mare de teren construit. Are și tribune, este prevăzut în urma discuției cu doamna Botecu, președinta Federației de Natație. Interesul nostru nu a fost doar să facem un bazin pentru oraș, ci să-i dăm și o utilitate. De asta este acreditat FINA și l-am făcut olimpic. Tocmai din motivul pentru a atrage cât mai multe competiții și la nivelul municipiului Vaslui. Ideea este că în discuțiile purtate cu doamna președintă, am aflat că la ultimele competiții, chiar dacă erau de gazeți, chiar dacă erau de sitori, publicul vizitator din oraș și publicul care însoțea sportivii, dar depășea 900 de persoane. Deci un lucru extraordinar de bun dacă am putea să atragem și noi astfel de competiții la nivelul municipiu. De asta am prevăzut tribunele sportive, mai ales 1300 de locuri. Dacă 1300, nu mai știu exact, dar o parte, mare parte din ele sunt pe tribună fixă, restul sunt pe gradiene, mobile. Ideea, permiteți? Ideea unui șcant, totuși, în
fasole mai este sau? Nu mai este ideea frustrant, este ideea acestui bazin care va fi folosit non-stop și pe timpul iernii și pe timpul verii. Va fi, va fi un sprijin atât pentru liceul sportiv cu celălalt liceu, vom face tot felul de pachete, asta cu aprobarea Consiliului Local, în momentul când acum să ne ajute Dumnezeu să obținem acest obiectiv și să fie o reușită. Și spre bine, nu contează doar proiectantul, ci contează și constructorul și durata construcției și mulți mai mulți factori care noi sperăm. Automat. Deci și la Focșani acest public. Sunt anumite ore manifestate. Da. Iar programul la Focșani este de la 6 dimineața, cred, 7 în unele zile, până la 22 seara. 3 schimburi. Cu personal, cu tot. Și v-am spus, noi am urmărit ca toate lipsurile pe care le au celelalte bazine din țară să fie trecute. De exemplu, la Focșani era o problemă. Monitorizarea echipamentului. Deci, cel care poate folosi curentul utilitățile, da. Da, și raporturile cu tot. Va fi făcut o Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională CDISA,
de bani, la terenul situat în proprietatea publică, au atestul 5% în suprafață de 10.311 metri pătrați, identificat cadastral cu numărul 82.050 și scris în Cartea Financiară cu numărul 82.050 am început pasului, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către CNIS sau obiectivul de investiții construire bazin de not olimpic, strada Deceba, numărul 1, municipiul Vaslui, județul Vaslui, conform anexei 1 la prezenta hotărâre. Aliniatul 2 se aprobă desfințarea construcțiilor existente pe amplasamentul de la articolul 1, construcții care nu fac obiectul predării, identificate din punct de vedere cadastral cu numerele C182050 și C282050, anterior încheierii protocolului de predare privire amplasament. Articolul 2, amplasamentul este reabilizat conform documentelor urbanistice cu respectarea reglementărilor în vigoare. Articolul 3, se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Vaslui a cheltuielor pentru acordurile la utilități. Energie electrică, apă, canal, gaz sau alte de combustibil, etc. Articolul 4, Consiliul Local al Municipiului Vaslui se obligă să asigure în condițiile legii suprafețele de teren necesare pentru deforestarea și organizarea șantierului. Articolul 5, Consiliul Local al Municipiului Vaslui se obligă ca proprietarea amplasamentului și obiectivului realizat să mențină destinația acesteia și să-l întrețină pe o perioadă de minim 15 ani. Articolul 6, hotărârea intră în vigoare conform articolul 41 din legea 215 actualizată. Câte un exemplar se va publica celor în drept. Supun votul dumneavoastră acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc, proiectul de hotărâre devine hotărâre. Cu acestea, ședința de data Consiliului Local a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Vă reamintesc că voi joia viitoare aici, Consiliului Local, Comisiile Unite se desfășoare în marți și miercuri, probabil de la ore devansate față de ore la care am fost obișnuiți. Probabil de la ora 11, mă refer la Comisia Buget Finanțe, Comisia Probabil de Marți și miercuri, tot